De data aceasta suntem mai degrabă exponenți culturali. Avem un mic muzeu ocazionat de colectarea din colecții private unor opere de artă importante. Îl luăm la schinare și îl plimbăm printre acele centre urbane ce nu beneficiază de muzee importante, pline de conținut, de secții de artă plastică românescă. Suntem un soi de misionari ai pieței de artă, în sensul că ce ne dorim este să arătăm arta în afara muzeului, să o scoatem în comunitate, în rândul oamenilor, să o atingă, să o vadă, să o simtă, să realizeze cât de benefică este înconjurarea de frumos. În prezenta expoziție avem două extreme. O extremă a vechilor maestri academiști ai artei românești, cu osebire partea mea stângă, iar în dreapta avem cromatiștii interbelici, tematica orientalistă, Balcicu, Dobrogea, în pictura românească. Culoare, în perioada interbelică, respectiv sfârșit de secolul XIX. Aveți celebrități de jur împrejur. Avem un Lucian, foarte cunoscut, avem trei lucrări de Aman, dar scena o țin, așa cum sunteți obișnuiți în marile muzee, cele două importante lucrări din spatele meu, de Grigorescu și de Andreescu. Este și pentru noi un eveniment să avem o expoziție și să avem șansa să punem în vânzare, să cotăm cel mai mare car cu boi care a existat vreodată în libertate în piața românească de artă. Îndeopște, lucrările de o astfel de dimensiune sunt în muzee. Are tocmai un metru lungime carul cu boi din spatele meu. O celebritate asemănătoare, justificată prin multe expoziții și ilustrări în cataloge de artă, o are Andreescul acesta cu flori, realizat în perioada buzoiană, în apropierea orașului dumneavoastră. Este o lucrare celebră, este, dacă vreți, top 5 lucrări celebre de Ion Andreescu și probabil cea mai mare lucrare de Ion Andreescu aflată în colecții private. A aparținut cele mai importante colecții de Ion Andreescu, de după moartea pictorului, colecția Scarlatiaca. Și, finalmente, după o suită de alte 4 colecții, a ajuns în colecția compozitorului, muzicologului, premiatului cu Herder, Aurel Stroe, compozitor decedat în Germania, nu multă vreme în urmă.